Salut tuturor și bine v-am găsit! Deja stați la un tutorial pe care mulți dintre voi mi-ați cerut o persoană, așa. Dar bine, e încă un clip de umplutură, chiar dacă nu o să fie un clip de umplutură, pentru că, da. Deci, cum ați văzut și în titlu, setările mele la OBS, da, nu sunt cine știe ce, observați, folosesc OBS Studio, vedeți aici toate chestia asta. Bun. Și nu vedeți cum mergem noi la setări frumos, avem aici... Astea, mă rog, sunt generale, așa, nu-i nimic, astea poți face singur. Dar probabil ce vă interesează cel mai mult este stream și output. Deci, astea o să fiu mai detaliat. La stream nu este nimic complicat, este streaming services. Din custom și streaming, la custom, mi se pare că trebuie să pui și încă nu știu ce, și încă nu știu ce. Fapt, stai, mi se pare că trebuie să mai pui un link, nu? Da, URL-ul. Streaming services-ului e bam, 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 super ușor, YouTube, YouTube Gaming și Primary. Aici mai schimb din când în funcție de ce server merge mai bine sau mai prost. Asta se vede, nu? Da. Bun. Aici bagați frumos stream key-ul, asta pentru streaming, super, super ușor, pe aceasta dăm aici start streaming. Bun, aici, la output, la streaming, avem aici... Cum vedeți, audio track 1, advanced, deci trebuie aparat că este să fie pe advanced, ca să vă apară și voi setările astea. Enforce streaming service encore settings, bifată, rescale output, bifată la fel, 720p transmite stream-ul, rate control VBR și bitrate-ul 7500, bitrate-ul normal mi se pare pentru... 720p e 6500 și l-am pus pe ăla de la 1080, de la 100, nu mă, bă da, 1080p, sunt obosit, e aproape la 12, deci da. În rest, vedeți voi pe aici, la recording, pe aici toate filmările mi apar în desktop, din desktop le mute într-un folder, în Windows, move ăsta, bla 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 bla, encoder, NVNQH.264. Mi se pare că diferă. La dimensiunea de 1080p, la fel 7500 bitrate, e minimul pentru 1080p. Deci, na, aici puteți să vedeți voi audio, astea nu le-am schimbat, mi se pare în asta normal. Dați așa puțin să vorbim eu aici, bla 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 bla, pentru că nu se putea să puneți noi muzică de ANCZ fără ceva reclame. Audio, le-a observat și voi, am bifat aici microfonul, super, super ușor. Video aici nu putem să schimbăm absolut nimic, asta e ca cum se vadă ecranul ăsta de aici. O se vadă 1920x1080, la aparat aia 60fps. Hotkeys am dat atâta, doar niște hotkeys, stop, stop recording. Și advanced aici. Cam astea sunt detaliile mele. O să dau ca în caz că am schimbat ceva din greșeală, dar sper că nu. Și cam astea sunt detaliile. Sper că v-am fost de folos. Și noi ne auzim data viitoare. Ciao, bă. Pa, pa.